Slăvit să fie Apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfinți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei care cheamă în vreun loc numele Domnului Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Soluția pe care o dă omul pentru anumite acțiuni, probleme, situații, nu este întotdeauna soluția pe care este plăcută lui Dumnezeu, dar soluția pe care o oferă Dumnezeu pentru soluții, probleme, ar trebui să fie întotdeauna soluția pe care omul s-o pună în practică. Sunt multe formule de salut pe care le întâlnim în bisericile creștine, unele utilizate mai des, altele mai rar, însă nu toate urmează învățătura Domnului. Unele au fost păstrate pentru că așa ne-am întâlnit în biserică și s-au dus mai departe. Unele le spunem inconștienți, alții inconștienți. Un alt fel de exemplu ar fi cel simplu salut cu care ne salutăm și noi, și eu l-am folosit și este întâlnit în biserica noastră, acel simplu pace. Studiind atent cuvântul Domnului, am observat că Pavel în epistolele lui către credincioșii din Corint, Tesaloniceni, Efeseni, Filipeni, Galateni, folosește un alt tipar, un alt salut, un salut complex, un salut biblic, le-aș spune eu. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Acest salut eu nu prea l-am întâlnit la noi în biserică și nu l-am întâlnit probabil nici în alte biserici. Și tot am întrebat oare de ce. În Biblie apar multe adevăruri gemene, adevăruri care merg mână în mână. Unul dintre aceste adevăruri este și acesta, har și pace. Cu toții știm că harul lui Dumnezeu este cel care ne ține în picioare. Adineori am cântat o frumoasă cântare despre har. Harul este cel care ne-a oferit mântuirea. Harul este cel care ne-a dus astăzi aici. Tot prin har, frații noștri și păstorul sunt plecați în această seară în Chiuiești. Trebuie să înțelegem că niciodată nu vom putea avea pace în inima noastră și pace cu cei din jur înainte de a primi harul Domnului. Har și pace. Pe vremea lui Pavel, grecii se salutau laic cu har ție sau favoare ție. Favoare înaintea regelui, favoare înaintea pregătorilor, favoare înaintea soției. Iar evrei cu shalom sau pace. Pace care n-avea niciun fel de treabă cu pacea de la Dumnezeu. Era doar amnistie. Adică pace între ei, pace între ei și romani, între cei care îi dominau. Și cred că acest tip de amnistie de multe ori se păstrează și se transmite și în biserica noastră. Ne interesează foarte mult să fie pace între noi, adică pace, să ne ofere pace cei care sunt în jurul nostru, astfel încât noi să ne facem fiecare treburile noastre, să nu fim deranjați în niciun fel. Pavel îmbină sub inspirația Duhului Sfânt aceste două formule de salut laic și acestea rămân pentru o bucată bună de vreme salutul bisericii creștine. Oare de ce nu-l mai folosim astăzi? De ce s-a denaturat? De ce am păstrat doar o parte din el? De ce ne gândim că am putea să transmitem pacea în jurul nostru și harul să-l păstrăm numai pentru noi? Este oare harul acesta limitat? Are Dumnezeu limită la
Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, cu versetul 34, ne spune următorul lucru. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Oare facem noi lucrul acesta? Ne dorim noi pentru cei din jurul nostru har și pace? Ne dorim noi pentru cei din jurul nostru aceleași beneficii pe care ni le dorim pentru noi? Are Dumnezeu limită la acest har? Are Dumnezeu limită la resursele spirituale și materiale? Eu cred că nu. Și atunci de ce strângem doar pentru noi aceste lucruri și nu le folosim așa cum am primit învățătura Domnului? Oare ce zice Domnul despre mine, despre dumneata, despre biserică, când privește și vede la noi bogăție, vede la noi mult belșug,